Hai să trăiți, bine ai revenit. Ce melodie frumoasă, excelentă. Da, n-am nicio vină. Bine v-am găsit. În regie, mai sunt și meloman de muzică. Excelent. Păi mai sunt și meloman de altfel? Nu, păi așa tocmai, da, asta era gluma preferată, că mă îmbăt așa, zic, hai că eu sunt meloman de muzică, să vă pun ceva pe niște viniluri. Felicitări pentru această campanie. Mulțumesc frumos, eu sunt doar o parte micuță și nu o spun cu modestie. Bă, sunt foarte mulți oameni implicați. Sunt mulți implicați. Există site, practic, Galanton, unde sunt foarte mulți oameni care participă, își deschid un cont și apoi fac anunțuri și spun ce cauză susțin acolo. Eu pe copiii de la Iași îi cunosc printr-o prietenă comună, aș putea să spun, o domnișoară pe care nu am întâlnit-o, o doamnă, de fapt, pe care n-am întâlnit-o niciodată, dar cu care am lucrat la un moment dat și care m-a rugat să îi ajut. Mi-a trimis mai multe filmulețe cu copiii de acolo. Părinții nu prea sunt de acord să fie făcute publice filmele, dar copiii sunt absolut adorabili și e... Copiii au părinți? Copiii au părinți. Nu sunt de la vreo școală sau sunt de orfani? Sunt familii foarte dezavantajate. Ah, okay. Care stau în niște condiții destul foarte precare. Foarte precare, da. În condiții în care nu doresc nimănui să ajungă. Sunt oameni care stau 5-6 într-o cameră, nu au cu ce să se încălzească nici măcar în condițiile acestea. Și e un lucru foarte urât, le este foarte rușine cu sărăcia, cu propria sărăcie. E și foarte greu să... Cumva firesc în nebunia asta de vremuri pe care... Este firesc, dar nimeni nu-și dorește să ajungă în situația aia. Știi, nu mai știu în ce film am văzut o chestie de... Nimeni nu visează să devină prostituată. Adică nicio fetiță de 5-6 ani nu are visul ăsta, bă, când eu... E adevărat. Te duce viața pe niște cărări de n-ai de unde să știi. Da. Ajungi, pur și simplu. Doamne ferește să se mai întâmple. Dar putem să ajutăm. Era la un moment dat, a circulat acum câțiva ani pe internet un filmuleț, întreba pe un copil ce-ți dorești să-ți aducă Moș Crăciun. Și copilul a răspuns așa, plin de entuziasm, aș vrea un suc. Da. Un suc. Da, este absolut... Și de asta, oamenii, dacă vor, pot să intre la mine pe Instagram sau pe Facebook, găsesc link-ul acolo și nu e importantă suma. Și 10, 20 de lei, 30 de lei, cu o sumă din asta foarte mică, care pentru... Deci pe Instagram-ul tău, care este... Teleșpan. Exact așa. Teleșpan. Cum se aude. Cum se aude. Teleșpan. Bine, cred că e cu S, nu cred că e cu Ș, habar n-am. Da, probabil că e fără diacritice, da. Acolo găsesc... Și în bio este link-ul... Modalitatea prin care să donezi. Știi că mulți oameni se gândesc, bă, ce ajut eu cu 20-30? Dar e un număr de SMS sau ceva? E nu, există doar... Doar prin bancă? Avem vreo publicitate? Ce publicitate? Mai târziu, că o să mă uit, nu mai știu care e numărul. N-avem, în timpul discuției noastre nu avem. Dar cred că o să găsească ei. Nu, mă gândeam că cu ajutorul unui număr de SMS e mai ușor, știi? E o altă campanie, a participat și la aia, se numește, cred că textul Papa trebuie trimis. Am înțeles. Dar oricum, dacă găsesc la tine pe Instagram... Păi nu, că am pus-o pe story, n-a rămas în... Ok. Dar o să mă uit eu, ușor, ușor, așa... Da, nu-i problemă. Și voi ce mai faceți? Să zic, știi că mi-am dat și asta pe modul avion. Se poate plăti prin card bancar? Dacă intri pe link-ul acela. În campania aceasta există și un SMS, nu mai știu dacă e 1848, că ăsta e celebrul SMS unde poți să ajuți, cu textul Papa. Și dacă trimiți un SMS acolo, în fiecare lună se trimit 2 euro care merg fix pe mâncare pentru copiii din familii dezavantajate. Ok. Da, nu am uitat eu pe ce mi-au trimis... Uite că nu redacție, dar nu e nici pe documentarea asta. Da. Deci este genul ăsta de... Pentru că e mult mai lesne de strâns bani așa. Dacă te duci la bancă, știi, lumea... Nu e neapărat cu bancă. Cu cardul, toți avem card și putem să, da, să plătim. Da, pe telefon e mult mai simplu. Știi că poți să dai de acum, în timp ce vorbesc cu tine, am dat un SMS, știi? Și, sau mă rog... Deci e 1848, textul Papa. Papa. Papa, adică exact Papa de la mâncare. Da. După o popică. La toți ne place popică. Da. Foarte... Foarte ingenios și simplu de ținut minte, știi? Câți copii sunt? Nu știu să-ți răspund, dar sunt zeci, dacă nu chiar sute, de care se ocupă fundația. Deci cu cât mai mulți bani strângi, cu atât mai bine. Absolut. Noi am pus acolo inițial suma de 5.000 de lei, fiecare contributor, ca să zic așa, și a pus o sumă maximă. 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 de lei. Apoi am văzut că oamenii s-au mobilizat, au strâns destul de repede 5.000 de lei, adică într-o zi și jumătate. Da. Și am mărit la 10.000. Acum, dacă intrați și vreți să donați... Mai mult, da. 10.000 de euro donații, pentru că chiar dacă se depășește suma, banii tot acolo ajung și cu siguranță există. Copilașii probabil că au nevoie și de haine și de jucării, nu numai de papă, de orice. Au nevoie, exclusiv, de strictul necesar. Au, în primul rând, nevoie mulți de bani de lemne.
ca să se încălzească. Vine iarna și... Adică eu cel puțin... Eu nu-s deloc prieten cu frigul. Nu, dacă da, intră da. Frigul noase, nu mă mai distrez, e la revedere, pur și simplu. Și sunt oameni care nu au cu ce să se încălzească. E, și de asta zic, orice 50 de lei donat, practic... Poate să însemne lemne pe 2, 3, 4 zile, o săptămână, habar n-am cât costă lemnele. Au scumpit și alea. Cred că nici nu înseamnă lemnele pe o zi. Nu știu dacă știe cineva de aici. Dacă se mai încălzește cineva dintre noi. Că s-au scumpit și lemnele. S-au scumpit, da. Discuție, da. Mai sunt încă gospodării și în București care se încălzesc cu lemne. Și cum s-au scumpit toate anul ăsta, de la materiale de construcții până la... Până la pâine, până la orice, orice. Păi s-au scumpit șaormele, dacă e posibil așa. Mi-a fost poftă de șaormă. Nu mai, mai mâncați îndemult. Se duce spre 50 de lei una cu de toate așa. Adică, bă, șaorma era totuși mâncarea săracului. Mâncarea săracului. Mâncarea accesibilă. Era... Nu te aștept să fie... Abețivului tânăr. Nu te aștept să fie aproape 50 de lei o șaormă, știi? Nu știu dacă e mult și puțin, dar, sau puțin. Mie mi se pare totuși... E mult. La o șaormă celebră. Mult 50 de lei. Da. Bine, era 8 lei, că era prin ăsta, curierat, habar n-am. Nu, erau, da, erau șaorme mici. Da, erau și mici și mari, erau, nu știu dacă până în 10 lei, dar erau undeva la 15, 17, 23. Da, da, și ce burtă aveai acum, uite, ești ok. Da, mă, n-am mai mâncat de mult. De când n-am mai mâncat, șaorma s-a dublat la preț. Da. Nu, revenind, totul s-a scumpit și ai dreptate, orice bănuț strâns acolo ajută pentru lemne, pentru haine, pentru papa, pentru... orice. Deci, practic, funcționează în felul următor. Banii se strâng undeva și apoi ei sunt redirecționați către fiecare familie în parte. Copiii înțeleg că stau în familiile lor, adică nu sunt instituționalizați absolut în altă parte. Deci, există Fundația Salvați Copiii, sau organizație, uite, nici nu știu care este titulatura corectă. Da. Îmi cer scuze pentru chestiunea asta. E mai puțin relevant, care există la nivel de România. Există și ei se ocupă cu aprovizionarea, știi? Da. Eu lucrez cu sucursala de la Iași, ca așa s-a nimerit să lucrez cu sucursala de la Iași. Am văzut. Chiar vreau să te întreb de ce Iași și nu alte... Pur și simplu, eu am... Monica Crețu o cheamă pe doamna pe care o cunosc eu. Da. Și am făcut mai multe lucruri împreună. Și doamna lor strâng banii acolo și apoi în funcție de nevoile... Bine, în funcție de câți bani strâng. Întotdeauna e bine să ai garanția că banii ajung unde trebuie. Și fundația sau organizația... Adică, Salvați Copiii, organizația. Exact, exact. E foarte serioasă. Și ca imagine și ca acțiuni. Deci nu trebuie să-și pună lumea întrebări. Că mereu, repet, există îndoiala asta. Bă, dar banul meu unde s-a dus? Și e bine să fie administrat de o entitate cu... cunoscută, cu renume, cu brand. Nu există niciun dubiu în acest exact, în privința Salvați Copiii. Doamne ajută să se strângă cât mai mulți. Probabil că sistemul e același. Dacă dai SMS lunar, intră aceiași bani. Bine, și dacă dai SMS și la un moment dat nu vrei să mai donezi cei trebuie de euro, să oprești. Poți să te dezaponezi. Nu mai știu exact care este metoda, dar e... Da, dai un SMS că nu mai vrei, dar... Cred că cam nimeni nu face. Cred că stop trebuie să... Stop sau ceva, dar ideea este să nu dai acest SMS niciodată. Că... Da, ce fel de om ești, mă? Da, exact. Că... Nu e vorba că e ce fel și opțiunea stop mâncarea. Adică e așa, da, știi? Nu, da, asta spun, că n-am auzit pe nimeni. Cine se apucă de astfel de, da, de, astfel acum de treabă... Acum câți 2 euro nu am cheltuit aiurea și de mai multe ori pe zi. Exact. Da, dai la... Sunt oameni care, da, lasă 10 euro la parcagiu de la mașină. Da, nu știu, poate pandemia asta a avut efectul ăsta, să ne facă să ne gândim un pic mai mult. Chiar dacă pare că ne urâm și ne batem între... Nu pare, chiar ne-am dezbinat, dar în situațiile astea, dezbinați așa cum am fost și în alte momente, oamenii s-au unit. Da, și culmea este că ajutorul vine tot de la cei sărmani. Nu știu dacă ăsta e un eu paradox. Eu sunt convins că pe mine nu mă urmăresc milionari pe Instagram care au donat... Asta spun. Câte un pic. O să vezi că marile lucruri le fac oamenii cu puțin bani. Și ăsta e cu atât mai minunat ca gest. Știi? Sunt și oameni cu mulți bani care au astfel de acțiuni, nu le promovează, nu le spun. Este foarte ok și așa. Dar marea masă e formată din omul de rând, care rezonează cumva cu neajunsurile celuilalt. Noi, de că suntem mulți care ne permitem să dăm un 50 de lei, un 100 de lei, nu neapărat doar 2 euro. Da, da, da. Nu e nimic ieșit din comun, adică nu destabilizează pe nimeni să dai 2 milioane. Corect. Repet, la câți bani cheltuim aiurea, pur și simplu? Da, da, aiurea, da, da, da. 200 de lei e absolut... Ăia chiar sunt
țintiți și sunt mană cerească pentru, pentru copilași nevinovați. Da, îmi place asta, că nu deranjează pe nimeni, pentru că am recunoscut-o într-o altă formă, într-un text pe care l-ai scris tu în momentul în care a lansat Codin cartea cu Iunțu Cămătaru. N-am fost mulți care au susținut demersul ăsta. Eu am fost printre primii, oricum. A fost și singura emisiune la care Codin a participat live să povestească despre această lansare. Eu i-am spus că îl invidiez profesional vorbind, că nu știu dacă este neapărat un succes scriitoricesc, dar unul jurnalistic este. Și să, știi, dacă îl privești, măcar dacă îl privești doar din punct de vedere jurnalistic, un interviu care să ia forma unei cărți cu un personaj atât de controversat, este o performanță. E și un succes comercial. E și un succes comercial. Nu vorbeam în strict termeni literari. Nu se lansează în fiecare săptămână câte o carte care se vândă în 24 de ore în 15.000 de... 15.000 plus tirajul 2-30.000, înțeleg că e și la... Și sunt convins că domnul Banticiuc nu o să se ducă să-și ia Adidas de banii obținuți de pe cartea asta. Mi-a plăcut că n-a vrut să spună ce face cu banii. Toți bănuim ce o să facă cu banii. Dar mi-a plăcut explicația. Domne, nu vreau să spun ca apoi să mi se arunce în spate. Da, bă, am cumpărat-o doar ca să ajut niște copii. Cumpărați-o dacă vreți dacă sunteți exact interesat de această carte și dacă sunteți dispus să dați banii strict pentru a cumpăra o carte. Din nou o idee de marketing. El e foarte bun pe marketing. Așa cum o să citesc textul pe care tu l-ai spicuiesc așa din el. Așadar, faptul că Maticiuc a scris o a doua carte e un absolut excepțional. Faptul în sine că a scris-o n-ar fi deranjat pe nimeni. Faptul că a avut succes însă a cam deranjat. În România cărțile nu se vând ca pâinea caldă. Sunt autori senzaționali care nu vând mii sau zeci de mii de exemplare pentru că n-au mijloacele să se promoveze. Iar editurile din România prea spre deloc investesc bani în promovare. Astfel, numele autorului ajunge să fie cel mai eficient factor de promovare al unei cărți. Din fericire pentru el și bravo lui Codin Maticiuc și-a făcut un nume și vinde. Toată această devastare culturală care are în centru cartea lui Codin despre Iunțu Cămătaru reprezintă pentru mine chintesența problemei omenirii. Nu sunt obișnuiți, sunt prea obișnuiți să aruncăm cu căcatul în alții decât să aruncăm cu laude. Suntem prea obișnuiți să nu ne vedem de treaba noastră. Câtor oameni li s-a schimbat viața în rău. Asta apropo de schimba, asta mi-a plăcut. Pentru că a fost lansată această carte. Tuturor celor care au aruncat cu rahat în Codin. Sunt convins că asupra lui Codin nu s-a resimțit efectul urii sau al dezgustului, pentru că el a înțeles efectul publicității. Nu vreau să-l pup în cur cu acest text pe Codin, din simplu motiv că nu e vreo frumusețe. Iar în urma unor ani întregi de introspecție și practică, am ajuns la concluzia că pupatul în cur necesită atracție fizică, cel puțin din partea unei părți. Sunt convins că nici el nu se simte foarte atras fizic de mine, deci suntem ok. Da, unul dintre cele mai bune texte, puține, e adevărat, de susținerea acestui demers. Literar sau jurnalistic? Repet, mie îmi place să-i spun mai degrabă un demers jurnalistic decât literar. Am citit cartea și e apropiat de un reportaj cu un interloc. Nu contează ce demers e. Eu țin un curs, nu contează, nu contează. Țin un curs de scriitură și le spun oamenilor, important e să scrieți. Acum nu o să devină toată lumea Hemingway, nu o să devină toată lumea Proust, dar este foarte important să te exprimi prin scris, pentru că unul la mână te ajută pe tine să te înțelegi. Acum, cartea scrisă de Codin, n-am citit-o, recunosc, în continuare nu am citit-o. Este felul lui de a exprima ce a simțit. Este foarte ok pentru ce vrea să fie, crede-mă. Este foarte ok pentru ce vrea să fie. Și eu am mai spus că mai are un... nu știu câți au sesizat. Mai are o parte bună această lansare. Pentru că am citit foarte mult și datorită faptului că l-am invitat și am vorbit aici, apoi m-am întâlnit cu Iunțu Cămătaru și cu el, am ieșit într-o seară, ca să înțeleg și eu că ți-am zis, am avut o invidie profesională. Ce impresie ți-a făcut Iunțu Cămătaru? Nu-ți poate. Eu scriam, m-au luat și pe mine la înjurătă, dacă vă uitați pe Instagramul meu, poza aia are cele mai multe like-uri, cele mai mult hate. Dar nu mai contează, eu sunt obișnuit cu asta. Ba chiar duceam dorul, că nu prea mă înjură lumea prea des. Impresia unui om ok acolo, în momentul ăla, dar nu poți pune o astfel de etichetă. Mie nu mi-au plăcut, mie, dar lungul timpului etichetele care mi-au fost puse, tocmai pentru că lumea nu mă cunoaștea. Dacă zic, bă, un om senzațional, extraordinar, s-ar putea să mă înșel. Eu am scris de Iunțu, sau l-am cunoscut pe Iunțu și când scriam despre faptele lui și acum când este
chiar un om ok. Am stat cu el și cu soția lui la masă, am vorbit civilizat. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Vreau să spun că acest demers al lui Codin, pentru foarte mulți dintre cumpărătorii lui, a însemnat o premieră. Foarte mulți, citeam pe comentarii și pe ce mai posta și el, foarte mulți oameni au cumpărat cartea cumpărând în premieră o carte. Nu dacă înțelegi. Uh-huh. Adică este prima lor carte. Oamenii ajung și măcar pentru faptul că a făcut ca unii oameni să pună mâna pe o carte, tot mi se pare senzațional, înțelegi? Nu știu câți autori reușesc să conving, să convertească la lectură pe cineva. Dacă știi ce spun? Ăla care n-a citit până la 40-50 de ani, nu mai citește. Nici nu contează dacă îi convertește. Contează, că e foarte important și ai spus și tu, ca oamenii să citească. Pentru că poate îi cumpără această carte și poate rămâne singura carte pe care o vor. Nu mai contează, au citit ceva în viața lor. Asta zic, e... Și da. Pe asta dacă o citesc e... Da, și ăsta, repet, este un demers la care probabil că nici el nu s-ar fi gândit sau nu l-ar fi intuit, dar nu știu câți autori au reușit asta. Poate ai reușit și tu, că am auzit oameni care spuneau că... Dar vezi, e tot un stil aparte. Și cartea ta și cartea lui se adresează cumva unor oameni care nu sunt în sferele înalte ale literaturii. Păi asta zic, e ceva în cartea asta ce un om care nu e neapărat un intelectual nu înțelege? Te întreb. Da, nu. Înțelege. E foarte important să scriu o carte pe care să o înțeleagă cât mai mulți oameni, din punctul meu de vedere. Că așa pot să mă apuc și eu să scriu elevat. Sunt anumite frazeri exact pe care le spun eu și pot să nu le înțeleg nici măcar eu, la un moment dat. Dau sau te încurci în propriile fraze. Da. Este aceea discuție ca și cu filmele. E mesajul acestei cărți. Fiți violenți. Nu, asta că înțeleg că lumea de asta s-a supărat foarte tare, că se promovează niște non-valori. Lumea cred că nici nu știe de ce s-a supărat. Asta a adus România de Europa, lipsa unor non-valori, sau banul promovarea unor non-valori. Da, știu. Am fost bombardat cu asta 20 ceva de sezoane. Că am distrus generații, că asta promovezi, ordinar, nenorocit. Da, pe de altă parte nimeni, avem... că noi eram pe TVR ca să avem o menire de a educa. Nu, dar pe de altă parte asta zic, avem Trinitasul și te mai echilibrează. Comercială, da, nu neapărat, dar noi suntem pe o televiziune comercială, adică nu. Ok, TVR-ul care e plătit în bani publici are și această menire de a face educație, de a îndruma cumva, dar educația teoretic ți-o face acasă, ți-o face școala și ți-o fac părinții. Dar, repet, nu vreau să mă pun eu, știu cum este. Și din acest motiv, dacă îi întreb pe ei, nu știu ce i-a enervat. Cel mai mult a fost de ce promovăm așa ceva. Dar nu promovăm așa ceva. Așa cum există biografia ale lui Andre Agassi, mai știu eu cine, Jürgen Klopp, tot ce mai vezi. Păi atunci... Personaje care nu sunt în zona literară neapărat, dar sunt interesante. Sirina, Djokovic, Messi, Ronaldo, așa există și biografia, sau mă rog, ce a fost. Păi da, dar filmele biografice despre... Da, de ce, să gândești numai în cheia asta? Îl promovați pe ăsta. De ce? Adică de ce? Că așa suntem obișnuiți noi ca specie, să arătăm cu degetul și să ne... Nu ne ajută la absolut nimic. Dar eu sper ca oamenii să înțeleagă ușor-ușor că a arăta cu degetul și a acuza și a critica pe cineva chiar nu aduce niciun beneficiu nimănui. Absolut nimănui. Da. Na, mie mi-a plăcut una. Eu eram înjurat și într-un fel la parte. A zis cineva, cred că în Cața Vengi, sau nu știu, aia chiar a fost mișto. Cu fiecare emisiune a lui Capatos, o carte se sinucide. Bă, bună, chiar bună. Foarte bună. Și la asta mă gândeam, adică te oprește cineva să nu cumperi și alt literatură, cumpără și Pănuțul Cămătaru, cumpără și așa dacă vrei să echilibrezi balanța și să nu se ducă toată lumea spre... Cine a zis asta cu sinuciderea cărții? Nu știu, cineva, cred că în Cața Venci sau undeva într-o revistă satirică. Dar bun, adică mi-a plăcut. Nu, e o glumă bună, chiar. Exact.